Mă bucur de două ori, odată că e prezentat din nou în acest eveniment aniversar filmul meu de acum 10 ani și după aia mă bucur de această apreciere pe care o faceți că sunt unele dintre cele mai bune filme românești, pentru că am avut și eu o contribuție la această selecție de anul ăsta. Cu adevărat, cred că pentru filmele din ultimii 10-15 ani, majoritatea filmelor importante din ceea ce constituie nou val românesc vor fi prezentate în zilele astea la Iași. Și ocazia asta n-a fost prezentă în festivalurile românești de film foarte des. Mă bucur că e posibil acum aici și mă bucur de atmosfera asta sărbătorească. În contextul actual social, dezvoltării economice, e greu să mai produci film care să ajungă la nivelul celui cu care dumneavoastră ați performat? Problema nu e bugetul în România, deci să nu ne plângem. Avem posibilitatea să producem, nu știu, 5, 10, 15 filme pe an, deci nu asta e problema. Nu putem face superproducții cu bugetele românești, dar așa cum a fost posibil acum 10 ani să facem un film care a câștigat Palme d'Or, teoretic ar trebui să fie posibil oricând. Problema este să reușești să reîmprospătezi ceea ce ai de zis. Problema este să mai găsești un moment în care o generație de cineaști să poate să își găsească aceeași ambiție, aceeași scânteie și aceeași dorință de a încerca să inoveze limbajul, să simtă genul de competiție care cred că a fost foarte stimulativ pentru noi. Și nu știu, asta nu e ceva ce poți plănui. Adică nu putem zice acum să ne facem un plan să mai luăm un Palme d'Or sau să luăm un Oscar sau așa. Cineaștii trebuie să fie sinceri cu ei înșiși și cu poveștile pe care le zic, să se gândească la cinema ca la mediul artei lor și să gândească dacă pot inova ceva și mai departe unor recompensele astea vin, alteori nu vin, dar organizatorii, ce e important pentru noi în momentul de față, nu se leagă de finanțarea filmelor, asta funcționează cât de cât, se leagă de felul în care le difuzăm. E important ca filmele românești să capete mai multă popularitate decât au acum și pentru asta e esențial ca să putem recrea sistemul de săli. Până când nu ai posibilitatea să difuzezi cum era odată în 400 de săli sau măcar într-o 100 de săli, e foarte greu să te aștepți să ai aceleași rezultate ca până în 89. Facem o confuzie între popularitate și, până la urmă, ce înseamnă vedetă. O confuzie între popularitate și valoare. E normal ca oamenii care apar la TV, indiferent dacă prezintă meteo sau apar în emisiuni de scandal, să aibă popularitatea lor. Nu asta e problema. Problema este să putem să înțelegem atunci când consumăm artă, să fim pregătiți și să avem un nivel general de educație care să ne permită să ne plasăm așa într-un mod măcar respectuos față de această artă. Și-l avem acest. Într-o anumită măsură îl avem, în altă măsură nu putem pretinde de la cinema și de la cultură să fie mult peste nivelul general pe care îl avem noi și în alte domenii. Și arta și înțelegerea cinematografiei române, ca să mă refer strict la domeniul nostru, sunt la nivelul general pe care îl avem noi. Adică progresăm, ca să zic așa, dar e nevoie de un plan, de o structură, de o educație, de un program pe termen lung. Cinema nu a fost niciodată foarte bine înțeles ca artă la noi, pentru că e bazat pe o popularitate din perioada comunistă, când cinemaul era folosit foarte mult ca propagandă. Ne trebuie o nouă înțelegere a acestei arte și avem nevoie ca ea să vină ca recunoaștere de la intelectualii care setează așa un fel de trend de înțelegere. Intelectualii noștri nu au fost niciodată foarte cinefili, să sperăm că lucrul ăsta se va schimba la un moment dat și că se va naște o generație de intelectuali care să aibă destulă educație cinematografică încât să înțeleagă că motivul principal pentru care am primit noi această stimă internațională se leagă de un anume modernism. Am reușit la un moment dat să fim, nu știu, contemporani cu un mod de a înțelege cinemaul, să fim originali și pentru asta am căpătat și merităm această stimă. Dacă vom reuși ca ea să fie, să se propage și în mediul spectatorilor români, ar fi cu atât mai admirabil pentru noi. Ce proiecte de viitor de pe termen mediu și lung are Cristian Munciu? Deocamdată produc niște filme, producem și coproducem anul ăsta trei filme. Unul urmează să-l facem săptămâna viitoare, e debutul lungmetraj al Ioanei Uricaru. După aia, peste vară, avem un film francez important, mare, cu actori americani, mare, un film în engleză și mă bucur să fim coproducătorii acelui proiect. E un lucru important pentru industria românească de film să poți să faci
să contribui la un film de un buget atât de mare. Și mai avem un proiect personal al nostru pe care îl producem prin compania de film pe care am fondat acum 10 ani, la Iarna, tot al unui tânăr cineast. Deci cumva investesc și investim atenție în cei mai tineri și printre aceste picături încerc să mă pregătesc și eu pentru următoarele mele proiecte, dar despre asta am să vorbesc atunci când lucrurile sunt coagulate.